Așa este, o luăm de jos, după ce am promovat deja două echipe în divizia națională. Iată că și echipa de fotbal, Gloria Buzău, se pregătește de acest baraj cu campioana județului Tulcea. Să sperăm că va fi un succes și vom avea, Gloria va începe iar să crească, ajungem în divizia C și sper în vreo 3 ani de zile chiar să ne batem pentru divizia națională, de ce nu? Buzău îndeplinește condițiile pentru așa ceva. Faptul că am înființat acest club de curând, deja roadele au început să apară și este deja un mic succes, având în vedere ce s-a întâmplat într-un timp foarte scurt, ca și în alte lucruri care se petrec în Buzău, iată și în domeniul ăsta al sportului, Buzău arată că este și un oraș deschis sportului și sper să, prin promovarea sportului buzoian, sper să creăm o emulație în jurul tinerilor, în jurul maturilor, astfel încât să facem mai mult sport la Buzău și să mărim competitivitatea fiecărui buzoian, astfel încât să și la locul de muncă să fim mult mai performanți. Urmează a 5-a promovare a Buzăului la Liga 3-a. Să sperăm! Fotbalul buzoian este în progres, ați văzut și dumneavoastră. Pe lângă campioanele județului care au câștigat jocurile de baraj, suntem, sperăm noi să fim la a 5-a, și selecționata județeană a făcut un parcurs foarte bun la turneul preliminar din Slovenia, Cupei Regiunilor. Ce să spunem? Eu zic că Gloria Buzău are forța și este și obligată să promoveze în Liga a 3-a. Adversarul nu este unul de speriat, dar trebuie să fim atenți. Progresul s-a recăit din județul Tulcea. Noi sperăm că peste două săptămâni atât fotbaliștii, staful tehnic, cât și noi, suporterii acestei echipe, ne vom bucura de o nouă promovare. Ați terminat cu un egal campionatul? Da, așa este. Bine, să fiu sincer, tot campionatul a fost greu, mai ales că am început așa din mers. Pe de o parte, trebuie... Da, egal, dar eu ce să zic, să văd și partea bună, parcă ne-a trezit. E bine că înainte de baraj ne-am mai scuturat puțin, că mai ales ai mei au venit din Slovenia cam așa, plin de ei, dovadă în minutul, nu știu cât era, așa, că era 2-0. Nu, cam așa. E, dar în rest, fericit și chiar mulțumesc tuturor pentru susținere, începând de la primar și Consiliul Local și toată lumea. Repet, le-am luat din mers, am încercat să le aranjăm cât am putut de bine. Sigur că se putea și mai bine, dar îmi mulțumesc Dumnezeu că m-am câștigat. Zic eu meritat. Urmează și cupa finală. Finala cupei, da, acum mai știm. Și ai mei ori să intre sigur altfel. Mi-a fost greu să-i motivez astăzi, pentru că deja erau campion matematic și da. Ce să zic, mai plin de ei? Da, ăsta e adevărat, a intrat mai plin de ei. Ne-am străduit, probabil că e și vina noastră să-i